O activitate dedicată sărbătorilor de iarnă a fost organizată astăzi de către o fundație din municipiul Câmpul Lung, în cadrul căreia copiii grădiniței cu program normal numărul 12 din cartierul Grui au avut ocazia să realizeze globulețe pentru pomul de Crăciun. Globulețele care ne-o să le facem sunt făcute din mai multe culori. Acum o să vă văd eu. Asta este culoarea? Galbenă! Și voi faceți engleză și în engleză se zice cum la galben? Yellow! Yellow! Această activitate a fost organizată sub îndrumarea consilierului psihologic al fundației, Stera Grigore, precum și de cadrele didactice ale instituției de învățământ, dar și de voluntari înscriși în organizație. 12, coordonată de doamna educatoare Ene Maria, urează tuturor colegelor din oraș și din județ un călduros la mulți ani, alături de copii, și bucuria Crăciunului să cuprindă fiecare inimă și să o încălzească așa cum trebuie și să aducă bunătate, iubire și tot ce e mai bun între noi. La finalul activității educative, copiii au cântat colinde și au fost răsplătiți cu cadouri.